Mihai Eminescu a fost comemorat și la Curtea de Argeș. Elevii Seminarului Teologic Ortodox Neagoe Vodă Basarab au susținut un program cultural inspirat din viața și scrierile marelui poet. La eveniment a participat și Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. În sala de festivități a Seminarului Teologic Ortodox din Curtea de Argeș a fost organizată astăzi o manifestare cultural-artistică. Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a vorbit despre modul cum trebuie înțeles astăzi luceafărul poeziei românești. Trebuie să ai curaj să te apropii de acest colos al științei și să intri în tainele culturii și a vieții lui atât de zbuciumată, care a plecat din frumusețea lumii nevăzute la numai 39 de ani, asemenea lui Neagoe Basarab, Sfântul Isihast și Blaise Pascal, savantul mistic. Să ne întoarcem mereu la Eminescu, de îndată ni se va lumina mintea și ni se va întări credința în neamul și în țara în care am venit pe lume, iar cine vrea să citească vremurile, să citească pe Eminescu. Așa fac englezii cu Shakespeare, germanii cu Goethe și Schiller, Heine și ceilalți, grecii cu Pindar, rușii cu Pușkin, precum și alte popoare cu geniile izvorâte din viața lor. Programul evenimentului a scos în evidență legătura care există între Ziua Culturii Naționale și poetul Mihai Eminescu, fiind prezentate referate și diferite piese muzicale inspirate din poeziile eminesciene. Școlile din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului vor fi organizate în această săptămână și alte manifestări cultural-artistice.